Lume, lume, ne auzi? Vorbim noi, zidirile, pe care voi, oamenii, le-ați prefăcut în ruine. Voi, nepăsătorii și risipitorii, ne-ați primenit și ne-ați pus haina umilinții și degradării. Ai crezut, omule, că nu vom avea cuvinte să-ți spunem, să-ți reproșăm? Te-ai înșelat. Știm a vorbi, numai că tu, lume, nu știi a asculta. Vocalele noastre sunt aceste splendide arce, consoanele noastre sunt aceste mărețe coloane împletite armonios în fraze de uși și ferestre încrustate de epocă. Am devenit legende și istorie de poveste. Strămoșii tăi, omule, ți-au lăsat moștenire, o bijuterie pe care n-ai știut a o păstra, n-ai știut a o prețui. Dacă n-ai învățat a asculta, dacă nu știi a auzi, atunci măcar ia aminte, privește și nu uita că ești om, iar omului e dat să creeze, nu să distrugă. Dacă nu știi a crea, măcar păstrează ce au creat străbunii tăi. Această pivniță unde cândva odihneau în liniște butoaie cu vin ales, adunat bobiță cu bobiță, astăzi a devenit doar un teren care cică ascunde comori. Aventurieri de tot soiul sapă și dărâme cu necruțare pereții pivniței. Cât o să mai caute acești visători bogățiile familiei Rozete Roznovan, nimeni nu știe. Poate doar bolta acestui beci care slăbește după aceste săpături tot mai mult și mai mult. Domnilor, ascultați acești pereți, ei vă spun că bogăția familiei e la vedere, comoara e chiar această capodoperă arhitecturală. Aceste bârne au sprijinit ani și ani acoperișul acestui conac. Dacă privim mai atent, dacă aplecăm urechea, vom vedea și auzi cum luptă în disperare cu indiferența noastră strict omenească. De aceea e mult mai periculoasă chiar și decât cariile. Fiți atenți cât de proaspăt respiră ornamentul acestor podele. Atât de proaspăt încât poți crede că doar ieri au fost așternute. Parcă și astăzi această podoabă de artă așteaptă ca pe timpuri melodia unei prime iubiri, înfiripată pe arepele unui vals legănat de aceste peisaje. Știau pe timpuri a crea, voi astăzi nu mai știți nici a construi, dar nici a păstra. Ușele acestui conac din lipcani sunt larg deschise. Te așteaptă, omule, să potrivești niște bârne acolo unde le stă locul, sub acoperiș, să îndrepți niște ușori la ușă, să netezești un pervaz, să înnoiești un ochi de fereastră, să... Of, Doamne, câte se poate de făcut într-o casă de gospodar. Te asigur, va fi de bun augur renovarea conacului. Ne-a convins acest cuib de rândunică, căci rândunelele își construiesc casa doar în clădiri trainice și curate, curate spiritual. Lume, ia exemplul naturii, căci ea, natura, știe ce face.